Adriana Bahmuțeanu nu s-a sfiat să vorbească despre fostul mariaj. Frumoasa brunetă a explicat clar că în aceste momente, relația ei cu tatăl copiilor săi nu este deloc una bună. Nu se înțeleg nici măcar de dragul copiilor, astfel că orice vor să-și transmită o fac direct prin avocați. Deși acum este fericită și are viața pe care și-a dorit-o, vedeta are imprimat în minte fiecare moment dur din căsnicia cu Silviu Prigoană, astfel că a vorbit pe larg despre tot. Nu am divorțat eu. Este o percepție greșită. Fostul meu soț îmi intenta divorț și tot el venea să ne împăcăm. Nu a fost nicio rece. A fost o relație de timp elastic. O relație toxică, e adevărat. Eu nu am intentat divorț. Eu doar ultimul divorț l-am intentat, care s-a desfăcut din vina lui. Eu am fost femeia tolerantă care mă trezeam dimineața. Mă suna soțul meu și îmi zicea, vine poștașul cu citația de divorț. Trebuia să plec, că na, eram în divorț. Plecam la mine acasă. Îmi spunea, hai pleacă. După câteva luni, mă căuta să ne împăcăm. Și nu puteam să-i rezist. Făcea ce făcea și ne împăcăm, nu dorește să discute cu mine. Nu-l pot obliga. Discutăm ce avem de discutat prin avocați. Așa e cel mai bine. George știe tot. Nu l-a speriat nimic. E foarte open mind. Fostul meu mariaj nu este o excepție. Noi fiind persoane cunoscute, e clar că am intrat în atenția tuturor. Noi nici nu am avut motive serioase de divorț. Când l-am prins cu amanta, mi s-a făcut milă. Milă de ea. A dezvăluit Adriana Bahmuțeanu în podcastul Tare de tot. Adriana Bahmuțeanu, detalii neștiute despre mariajul cu Silviu Prigoană. Adriana Bahmuțeanu a avut un trecut amoros destul de tumultuos. În timpul căsniciei cu Silviu Prigoană, cei doi nu au intentat doar o dată actele de divorț, ci chiar de 5 ori. De asemenea, în tot acest timp, la aceea vreme multă lume consideră că totul este doar pentru a ține primele pagini ale ziarelor.